Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din satul Șirnea, județul Brașov, construită între anii 1893-1894, a fost astăzi răsfințită. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, cu harul preasfântului Duh, prin stropire cu această apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În continuare, Ierașul a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența unui număr mare de credincioși. Dacă prima dată a fost sfințită de mitropolitul Miron Romanum, am refăcut masa și refăcută toată biserica, a fost consacrată astăzi și oferită Mântuitorului Hristos ca dar, acum în anul centenar, dar și înaintea examenului pe care noi trebuie să-l dăm, apărând familia, apărând viitorul copiilor noștri, apărând credința noastră strămoșească și românească, înainte de referendum. Le-am mulțumit celor care au stat alături de noi, foarte mulți preoți, mulți credincioși, deși comunitatea aceasta este mică, puțin peste 50 de familii, dar un preot vrednic i-a mobilizat și iată că se ocupă de viața lor spirituală și oamenii sunt cu atâta dăruire și cei din prejur i-au ajutat încât au împodobit această mireasă sacră, consacrată astăzi, Sfânta Biserică, și trec acum cu drag și se închină mormântului învierii Mântuitorului Hristos. Biserica din Șirnea a trecut în ultimii ani printr-un amplu proces de restaurare. În ultimii ani s-au intensificat lucrările, atât interiorul bisericii cât și exteriorul. S-a lucrat foarte mult tocmai pentru a avea menirea de a conduce spre evenimentul de astăzi și anume resfințirea locașului de cult. O biserică frumoasă, chiar dacă este o parohie mai micuță, din 300 de familii care erau la... Când s-a ridicat acest sfânt locaș, mai sunt doar 50 de familii, satul s-a depopulat masiv în ultimii 50-60 de ani, dar ne bucurăm de prezența credincioșilor care sunt foarte apropiați de Sfânta Biserică și ajută preoții parohi care au fost înaintea mea și m-au ajutat și pe mine și m-au susținut întotdeauna în lucrările pe care le-am demarat pentru înfrumusețarea locașului de cult. La final, ierarhul a oferit acte de cinstire persoanelor care au sprijinit lucrările de restaurare. Tot astăzi, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a binecuvântat Centrul pentru Tineret Sfântul Stelian din Moieciu de Jos. Aici se vor desfășura diverse activități cu tinerii. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să mantenim un gând pe care l-am avut și mai ales o dorință a ctitorilor, a celor care ne-au oferit această clădire, mai ales ca să ia să fie un centru pentru completarea educației și a instrucției tinerilor noștri. A educației nu numai cele religioase, ci și a diferitelor îndeletniciri sau vocații pe care le-au copiii noștri. Inițiativa acestei asociații a pornit anul trecut, în anul 2017, poartă denumirea de Ioan Mițianu. Este cea mai mare personalitate bisericească din zona Branului, a fost protopop de Zărnești și mitropolit și ne-am gândit să-l cinstim punând din numere. Clădirea aparținea mitropoliei Ardealului. Noi am luat-o într-o încomodat, asociația noastră, și cu ajutorul primăriei locale, a Consiliului Local Moiciu și a primăriei Moiciu, am reușit să o renovăm la partea de interior, unde mi s-au schimbat geamuri, pardoseală, s-au adus îmbunătățiri pereților și întregi structuri, urmând ca pe viitor să desfășurăm activități cu tineri din întreaga zona Branului. Centrul Sfântul Stelian dispune și de 10 locuri de cazare, urmând ca în această localitate să se desfășoare diferite tabere pentru copii și tineri.